cântăm atât de mult încât nu mai stăm să ascultăm. Băgăm în seamă. Dacă am stat să băgăm în seamă, am îmbătrânit, așa cum zice și cântecul. Da, păi la asta mă gândeam, știi? Dacă stai să asculti ce se spune despre tine, plus că pe voi vă unește prietenia, la voi e altă discuție, altă treabă. Exact, exact. Spuneați că sunteți mămici amândouă. Da, da. Toată ziua sunteți pe drumuri, toată ziua când vă caută omul. Așa este. Cu bunici, cu bună? Avem noroc cu bunicii. Cu bunicii, da. Eu am noroc cu bunicii și cu soțul meu, care este... Tatăl de săbârșit? Exact, cea mai bună dădacă. El cu tatăl meu. Sunt doi bărbați pe care îi admir foarte, foarte mult. Și mă mândresc tare mult cu ei. Chiar o las în siguranță, așa cum iubita mea nu se simte foarte bine și am venit cu sufletul sfărâmat. O mică răceală, ca și la copii. Exact. Da, cum fac copilașii, dar știți cum este sufletul de mamă și cu gândul tot acolo, dar m-au asigurat că totul este în regulă, m-au sunat, tratamentele sunt la zi și de sunt împăcată. Ce trebuie făcut? Dar hai să ne facem mai comode, că noi am rămas în picioare, doar că eu am aici un cadou pe care va trebui să-l iau de aici, să-ți mulțumesc foarte mult și mulțumesc, Andrei, prietena mea de la Cluj, o pupăm pe Andreiuța, este o drăguță. Să mă duc eu repede să-l plantez undeva, ca să nu... Cumva, ați văzut că dau pe jos astăzi, erau niște gogoși acolo, am reușit, le-am dermat, a trebuit să vină Ciprian, a pus altă, ok. Așa se zice, stați mai la distanță de mine, că cine știe, vă dat cu picior. Știți totul una despre cealaltă? În mare parte cam, da, ne cunoaștem destul de bine. Ne cunoaștem destul de bine. Și în momente în care nu prea vă e bine, vă spuneți sau preferați să o protejați pe cealaltă? Noi ne spunem, ne sfătuim. Eu cel puțin sunt o persoană foarte sinceră. Nu-i spun omului direct și urât sau nu știu, îmi place să învălui cumva discuția, dar îi spun. Îmi place să-i spun. Păi și chiar dacă, uite, să zicem, trece prietena ta printr-o situație de familie un picuț mai dificilă, întotdeauna va trebui să fii de partea ei, corect? Da, așa este. E diferent. Și mereu știi că adevărul e la mijloc. Normal că tind să tragi spre prietena ta și să încurajezi pe ea cu toată ființa. Chiar am trecut prin asta și Alina știe că o încurajez și sunt alături de ea. Tot timpul când am trecut prin greutăți, Iulia a fost alături de mine și, uite, cântecul ne-a legat pe prietenie foarte și frumoasă. Da. Ții la ce mă gândesc, uneori se întâmplă ca un prieten să nu vrea să-ți spună tot, gândindu-se, mă, oricum nu poate să facă nimic pentru mine altfel decât să mă încurajeze. Și atunci, mai bine ascund. Chiar am pățit asta cu o prietenă foarte bună, care i s-a întâmplat o chestie pe care am aflat ulterior. Sibiru, de ce n-ai venit să-mi spui? Păi ce, te mai împovăram și pe tine. Ești de acord, Daniel? Eu zic că e bine să ai prietenii alături la greu. Altfel treci prin momentele grele. Și să ți eliberezi sufletul. Așa. Nu știu, eu dacă aș ține în mine problemele am și așa, exploda. Cred că aș exploda, da. Dar nu ți se întâmplă uneori să te gândești, oare pe cine mai sun, pe care nu am sunat până acum? Ca să-i spun de Să știi că da, să știi că da. De multe ori mă gândesc asta, mai ales, cum ai zis, când treci prin ceva momente mai dificile, îți vine să, nu știu, să mai auzi o părere, încă o părere. Da. Chiar și când este vorba de o mică răceală la bebe, tot așa, să sun, să întreb. Tu ai pățit? Cum ai făcut? Tu ai pățit? Cum ai făcut? Exact, exact așa este și în partea asta, la cu prietenia. Asta cu copii, într-adevăr, e panică mare în momentul în care toate, ca toate până aici. Dacă ai auzit primul strănut, simți așa un fior din cap în picioare. Da. Voi sunteți foarte moderne, altminte. Adică reprezentați folclorul, dar asta nu înseamnă că trăiți ca acum 200 de ani. Nu, purtăm costume. Ne dăm în rând cu lumea, ca altfel nu putem merge înainte. Ne adaptăm lumea, situației. Da, trebuie să ne adaptăm, că altfel nu am putea răzbi, nici măcar în lumea asta. Ați fost la estetician vreodată pentru oarece? Așa puțin. Chiar amândouă prima dată. Amândouă de mânuță v-ați dus. Exact. Da. Exact. În urmă cu foarte mulți ani. Am foarte mulți ani, adevărat că sunteți și voi. Vreo 8 ani cred sunt, da. 8 ani, da. Am avut ani. Și noi o nebunie și am zis, hai, mergem împreună. Să ne facem nebunia. Exact, da. Mamă, când ajunge acolo, nu-ți mai trebuie. Parcă ți se pare că și, da, mai și ies unele paciente care sunt exact după o injecțioară, două. Iaulă, să nu mi se întâmple și mie. Da, da, da.
Noi am mers tot timpul așa pe ceva finuț, să nu ieșim foarte tare în evidență. Da, evident. Mai ales când se prestează costumul popular. Nu merge. Iulia, e adevărat că vrei să treci și la alte genuri muzicale? Da, eu cânt la evenimentele private toate genurile. Da. Îmi place foarte mult muzica ușoară, muzica de dans. Plus că eu mai cânt și cântece din mai multe zone. Oltenia, Moldova. Tu mai un pop, mai un rock, mai un ceva? Zic și eu. Nu, asta doar acasă. Audă soțul și familia. La evenimente și eu m-am adaptat vremurilor și normal că trebuie să cânt din toate zonele și cât mai multe genuri muzicale. Așa să mulțumim lumea cât de cât. Țin foarte mult la folclorul autentic și sunt fericită când îmi cere cineva moment artistic de folclor autentic, însă prea puțin mai cer, sincer. Și ce vor? Etno. Bun. Cam toată lumea face horă, puțin mai joacă 2 cu 2, cum era jocul mai de mult. La noi, la Bistrița, sunt încă localități în care se păstrează încă jocul frumos care era cândva. Dar majoritatea nu mai știu și atunci fac horă, nu se vede om de om și asta a fost. Asta și la noi în zona Clujului, că eu m-am născut în Cluj-Napoca, însă părinții îmi vin din Mureș și Sălaj. Și acolo țineau la tradiții, dar mai nou hora e baza și acolo. V-am văzut cu îngrijite, cu genuțe, cu unghiuțe, cu... Și asta se cere? Asta e pentru plăcerea noastră personală. Da, să știi că mai sunt așa critici pe paginile, pe rețelele de socializare. Și părul ți-i vopsit, și unghiile ți-s făcute, dar nu știu cum ar vrea oamenii să apărem cu unghiile nefăcute. Ar fi, dai seama ce ar ieși acolo. No, a mie mi se pare că e... Mi se pare ceva normal, da, să apărem aranjate, cu părul făcut, cu unghiile făcute. Nu putem veni cum era mai de mult bunica, că se trezea și mergea la horă și... Dădea la orătării și pliga prin curte. Da, și cred că nici așa nu ar fi bine. Nu, cu siguranță. Aveți conturi de socializare pe care oamenii vă pot găsi și mai ales în jur? Da, e o modă acum. Da, e o modă asta, da. Noi invităm pe... toți telespectatorii să se aboneze la canalele noastre, dar să ne spună o vorbă bună. Da. Că aia ne cade tare, tare bine și ne ajută, nu știu, să mergem mai departe, să scoatem cântece noi, că pentru ele scoatem eu până la urmă. Eu credem că nu muncim degeaba atunci când primim mesaje frumoase și pentru asta chiar le mulțumim celor care ne urmăresc mereu activitatea. Revenind în copilăria voastră, care trebuie să fi fost o natare frumoasă la Cluj, la Bistrița? Da. Voi ați apucat cu bunicii să dați la orătănică, tot vorbeam, să mulgeți vaca, să vă duceți cu oi. Eu am copilărit la țară, mai ales în județul Sălaj, în satul Fodora, de acolo de unde este mama mea. Acolo mi-au fost toate vacanțele și... Nu știu, am avut cele mai frumoase. Am cele mai frumoase amintiri. Am mulți vaca, am fost la fân, am fost la sapă și... No, bine că bunica m-a protejat foarte mult de munca, câmpul și de toate muncile astea, dar pentru curiozitatea mea m-a lăsat și să mulg vaca. Și tu, Alina? Eu încă locuiesc la Salva, la țară. Da, și prestezi muncile câmpului? Nu mai ținem animale, cum să zice, de foarte mulți ani, dar în copilărie aveam încă animale pe lângă casă și ajutam și eu. Uite, vreau să spun un secret. Tatăl meu, de când a intrat în pensie, merge la casa părintească a mamei mele, pentru că nu mai avem pe nimeni acolo, și ține pui, găini, are grădină, să avem cât mai multe bio pentru noi și pentru fetița noastră. Da. Și asta mă bucură tare, tare mult. Suntem norocoase că avem de unde să mai procurăm mâncare sănătoasă. Procurăm pe unde să mai ducem copiii noștri să vadă viața la țară și să fie liberi, exact, cum erau altă dată. Exact. Am văzut că porți aparat dentar. Când îl scoți? Da, vai, numai de 6 luni îl am, încă mai am de așteptat. Și te-ai obișnuit cu el? M-am obișnuit, dar ce mă deranjează pe mine e că nu pot să zâmbesc. Bă, da, de ce zâmbesc? Toată lumea poartă aparat dentar. Toată lumea e o modă acum, e foarte cool. Da, încă nu m-am obișnuit cu asta și încă încerc să-l acopăr. Dar promit că data viitoare când vin o să zâmbesc cu tot aparatul. Vă mulțumim amândurora și vom vorbi despre